cât trebuia să scoată din buzunar Petrică Mâțu Stoian pentru tratamentul cu oxigen hiperbaric. Petrică Mâțu Stoian a decis să vindece mai rapid sechelele rămase în urma infectării cu COVID-19 prin terapia cu oxigen hiperbar, însă la scurt timp a murit. Tratamentul ales de artist presupune administrarea de oxigen medical pur sub presiune. Șirul evenimentelor tragice a început când Petrică Mâțu Stoian a mers la clinica privată de la Reșița, unde urma să stea 15 zile. Însă, după prima zi și primul tratament, starea artistului s-a agravat. Acesta a ajuns la spital, iar organismul lui a cedat în urma unui șoc septic. Terapia hiperbară este practicată de clinica respectivă de aproximativ un an și presupune introducerea pacienților într-o cameră care seamănă cu o capsulă și prezintă 16 scaune, prin care este administrat oxigen medical pur sub presiune, potrivit CanCan. Iar prețul pentru un astfel de tratament este destul de piperat. Petrică Muțu Stoian ar fi trebuit să plătească 150 de lei pentru fiecare zi petrecută în clinică, aici fiind incluse masa și cazarea. De asemenea, fiecare ședință de terapie ajungea la 300 de lei, așa că regretatul artist ar fi plătit 7000 de lei la finalul zilelor de internare.